Am mers astăzi pe o combinație de culori complementare, roșu cu verde. Cea mai frumoasă combinație atunci când vorbim despre o ținută în care integrezi o pălărie este ton pe ton. Așa cum vedem la casele regale, atunci când se merge într-un albastru regal de sus până jos sau într-un verde. Și următoarea variantă foarte bună este să alegem culori complementare, adică cele două culori, maxim două dacă sunt puternice, care merg foarte bine împreună. Eu am ales o pălărie care este roșie, închisă, cu o fundă mare, cum îmi place foarte mie. Este o inspirație de Audrey Hepburn. Este ceea ce poartă ea, foarte feminină, dar foarte comodă în același timp. Pentru că mi se așează bine pe cap, nu mă zboară vântul, este foarte confortabilă și mă protejează de soare, pentru că vara purtăm pălării pentru a ne proteja de soare. Totuși, să nu credeți că numai doamnele poartă pălării. Pentru domni, în schimb, cea mai frumoasă pălărie este o fedora clasică și aici vorbim despre un bor de 7 cm, 7,5 cm, cu mici accesorii destul de masculine, bineînțeles, cu un bor reglabil, care poate fi purtat în sus sau în față, în jos. Și, domnilor, cum ne-am obișnuit deja ca doamnele să ne împrumute din garderobă, să știți că nici de pălăriile furate nu scăpați. Asta e, am zis, o pălărie de băieți. E mai... Dar vreau să văd cum vine o pălărie de bărbați pe o femeie. Deci chiar sunt curioasă. Ți-am zis că mie îmi plac super mult și mai am o chestie cu pălăriile. Eu știu că există o regulă că pălăriile se poartă pe frunte. Știu că există persoane care le poartă și pe vârful capului. Nu e interzis nici cum, că până la urmă e important să ne simțim noi bine, dar măcar să încercați să o puneți pe frunte, că s-ar putea să vă placă un pic mai mult. Ok, poate fi purtată, cum spuneam, pe frunte și ăsta e modul ideal sau ca la carte în care se poartă pălăria. Și poți să integrezi în ținute, ți-am zis, o pereche de ciocate, o pereche de jeans scurți și închipă-ți o vestă cu franjuri, de exemplu, neagră. Și te-ai dus cu o ținută boho de festival și se potrivește foarte bine. Ce spuneam de pălărie e că da, ea se mai poate și o să o mai vedeți și în combinație așa. Nu e neapărat greșit, dar e recomandat să fie purtată pe frunte. Dar atenție la neatenție! Nu orice pălărie se pretează pentru un eveniment care are loc la interior. Depinde. Pe timp de seară, în primul rând, dacă intrăm în interior, nu boruri. Trebuie un accesoriu de cap și atunci poate pentru seară ceva de genul acesta, dacă mergeți undeva la o petrecere sau la un eveniment mai exclusivist, dacă nu, o pălărie cu boruri foarte, foarte, foarte mici, să nu se vadă. Și este o pălărie, mai ales asta pe care o porți tu, de zi, într-adevăr. Pot fi integrate cu succes în ținute, chiar și cu jeans și cu o cămașă de in sau de bumbac, cu rochițe super legere, cu rochii maxi, tot felul. Dar ideea e că genul ăsta de pălărie eu o văd pe zi. Adică okay, nu văd deci la niciodată seara. Nu prea o văd la ținute de seară. În exterior sau în interior? În exterior, în principiu, pe locații și ținute de vară, știi? Asta din toamnă nu prea o mai poți purta. Din toamnă poți să faci ușor trecerea către pălăriile de fetru. Cred că ar trebui să avem măcar o pălărie de vară și o pălărie de toamnă. Deci, așa facem. Ne luăm pălării de vară, pălării de toamnă, până una alta. Dea a spus că această pălărie, pardon. Tu vrei să pleci la plajă? Da, exact. Că această pălărie te trimite cu gândul la mare. Hai că mergem. Și deja m-a vizualizat pe o plajă, așa că Dea, hai la mare. Astăzi. Închide camera și v-am pupat.